Mai mulți politicieni sau funcționari publici au bătut palma cu procurorii, recunoscând acuzațiile în așa fel încât să obțină o reducere a pedepsei. Au semnat acorduri de recunoaștere care au fost sau nu acceptate ulterior de instanță. Cine sunt cei care au căzut la pace cu anchetatorii? Vedeți în materialul următor. Acordul de recunoaștere este o procedură care simplifică judecarea dosarelor și ajută pe cei vizați de dosare să reducă din drumurile la tribunal și să aibă garanția unei pedepse reduse. Odată ce se cade la pace cu anchetatorul în privința încadrării juridice, dar și a limitelor de pedepsă și a formei de executare în regim de detenție sau închisoare cu suspendare, procurorul de caz sistează instanța competentă să judece cauza cu acordul de recunoaștere și dosarul de urmărire penală. Doar judecătorul este cel care va admite sau nu acordul de recunoaștere. Fenomenul acordului de recunoaștere i-a cuprins de ceva vreme și pe politicieni. Printre primii foști demnitari care au bătut palma cu procurorii se numără Relu Fenechiu, fost ministru al transporturilor și fost deputat. Potrivit procurorilor anticorupție, faptele s-ar fi desfășurat în perioada 2012-2014, când Relu Fenechiu ocupa funcția de deputat. Acesta ar fi pretins și primit de la o firmă de software 15% din valoarea unor contracte promovate de Ministerul Justiției și o firmă farmaceutică al cărei acționar principal era Ministerul Sănătății. Pentru sprijinul acordat în promovarea și derularea proiectelor, Relu Fenechiu ar fi primit în total 900.000 de euro. Fenechiu a primit sentința în acest dosar în timp ce executa o altă pedeapsă de 5 ani de închisoare primită în dosarul Transformatorul. Un alt greu al politicii românești care a acceptat să bată palma cu procurori este și binecunoscutul Gheorghe Ștefan. Fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis Spinalti, ar fi pledat vinovat într-un dosar în care era acuzat de trafic de influență. Ei bine, ce spune acest acord de recunoaștere pe care Gheorghe Ștefan l-a și semnat este faptul că acesta ar fi recunoscut faptul că este vinovat pentru că și-ar fi exercitat influența în calitate de vicepreședinte al partidului PDL, care la vremea săvârșirii faptelor era la guvernare, în așa fel încât Gheorghe Ștefan ar fi venit și ar fi exercitat influența pe lângă niște ministere de resort, în așa fel încât la conducerea unei companii energetice să fie numit o anumită persoană. Fostul edil a mai fost condamnat și eliberat între timp și în dosarul Microsoft alături de Dorin Cocoș, Dumitru Nicolae și Gabriel Sandu. Printre cei care au cerut să semneze și un acord de recunoaștere se numără trei dintre inculpații aflați în dosarul în care Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, era acuzat de luare de mită. În timp ce Oprescu a cerut să fie judecat în instanță pentru a demonstra că este nevinovat, alți trei colegi de dosar au spus că semnează acest acord de recunoaștere. Printre cei care au semnat se numără și fostul șef al administrației cimitirelor. Pe fostul șef al administrației cimitirelor nu l-a ajutat atât de mult recunoașterea faptelor, căci dintre cei condamnați în acest dosar, el este fruntaș când vine vorba de cuantumul de ani primiți drept pedeapsă.